Și tu? Păi, Roberte, apropo, m-ai măscărit. Ce-ai făcut? Un lider, din câte știu eu, ajută. Fratele, șef. Păi nu e șef, e lider. Eu cred că a fost suficient când am mâncat. Dragul meu, eu ți-am oferit porția mea. Că tu mi-ai oferit-o. Mai zăpăci cu porția ta. Păi trebuia să mănânci. Nu s-o dai acum la întors că tu nu mănânci. Dar nu dau la întors, cu ce o dau la întors? Am spus că nu mi-este foame. Da, și n-are rost. Am luat 2-3 gusturi să gust omleta aia. Nu am fost ironic. Nu spune că am fost ironic. Și nu confunda liderul, bro, că nu... S-a ales fiecare să facă ce vreați. Ascultă-mă. Ce vrei să fac acum? Să intru să spăl eu pentru tine? Să intru să spăl pentru tine? Nu, fiecare să-și spele individual farfuria. Asta ar fi fost. Care farfuria mea? Păi, stai puțin, lasă-mă. Care farfuria mea? Eu vorbesc. Care farfuria mea? Păi din moment ce ai gustat de aici, puteam să împărțim jumate-jumate, nu? Uite, eu vin la glume, care el a ajutat, eu spăl voastre, tu faci ceva, el face ceva. Eu unul, ascultați aici, n-am nicio problemă. În primul rând, să ne înghesuim toți 10 în bucătărie, nu e o treabă. De Sorin, asta, mai bine lăsați să Sorine, pe toate, frate, Sorine, n-ai cu cine să vorbești, frate. Hai să ne jucăm noi ceva. Ce? Ce să jucăm? Adevăr și provocare? Adevăr și provocare, ceva, nu știu. Eu aș vrea să zic asta la băieți de alea. Să imităm, să ne imităm una pe alta și noi să ghicim. Să ne imităm una pe alta. Băi, e bună. Să ne imităm una pe alta. Băi, nu e greu. Bine, pe Corina, dacă o de bine încă. Ce? Nu ne cunoaștem așa de bine încă. Cum să nu? Mie mi se pare că vă cunosc foarte bine. Nu, hai, dar începeți voi. Să vedem. Da? Vreți deja? Dar trebuie să hai. Sau eu, să ok. Ne-am. Dar nu, eu știu pe cine imiți. Ok. Dar și eu știu pe cine imiți. Da, și eu știu. Deja știm? Nu, mă. Bianca. Nu e Bianca. Nu? Nu. Când am făcut-o așa? Tu? Iolanda. Nu, tu te-ai imis pe tine? Pe tine te-ai imis. Nu mi-am dat seama că eu m-am gândit că e mis gen că face cineva așa. Da, și am zis, o fi cineva care îți face cu buzele. Că mă duceam spre mine, dar nu. Dar nu, dar eu vreau acum să văd pe Kinga, pentru că... Ce? Nu stă bine, nu. Ce, Anca? Bianca este în rol, cred că cine ești, mă? Hai, Bianca, la... Trebuie să te aranjezi un pic. Corina! Tot eu? Nu sunt eu? Ștefania e asta. Nu sunt eu. Eu sunt Ștefania, nu poți să mă imiți pe mine, cred. Bianca, tu pe Bianca o imiți. Da, îmi dau pe Bianca. Eu nu cred că m-am luat așa de ținute. Uite, acum cine face, uite așa. Eu chiar eram totuși cu voi. Bă, dar stați că și voi puteți să imitați toți pe aceleași persoane, că s-ar putea să le imităm gen diferit, știi? Dar asta cu hainele chiar n-ai nimerit-o, că eu nu sunt un critic vestimentar, deci sub nicio formă. Da, dragă, eu nu sunt un critic vestimentar. Stați, uitați-vă la Kinga. Eu știu ce aș fi făcut? Dacă eram liber, eu vreau și făcea mâncare cu voi. La bune spun. Asta spun. Uite, ce-a spus și Sorin. Mi se pare un bullshit, crede-mă. Adică să mor eu dacă nu făceam așa. Dacă voi vă împiedic dacă voi doi acolo, mai vin și eu. Nu, dar așa, râdeam, eram toți, eram, adică nu steam așa. Hai. Înțelegi? Asta m-a referit. Frate, băi, nu fiți frate falși, că dacă sunt falși, nu doar noi de aici te vedem, că se vede frate falsitatea și de acolo, și din casa fetelor și de acasă.
după ce ați mâncat, eu v-am zis voi să faceți nimic. Ați făcut fiecare cum ați crezut, fiecare. Eu nu m-am impus cu nimic să strângeți masa. Nu v-am zis niciodată nimic. Adică, cu ce... Asta și spun, că n-a fost niște chestii de expunere la mine. Nu știu, frate, mie îți pare că ești fals. Ți se pare că sunt fals. Asta e părerea mea. Dar doar ți se pare. Asta e părerea mea. Ți se pare că sunt fals. Ți-am spus-o. Bă, lasă, frate, vasele, că nu despre asta e vorba. Spune și de treaba aia. Spune și de treaba aia. De care? De ieri cu Bianca. Ah, da, la fel și cu Bianca. Știi, eu am venit aici din casa fetelor. M-am pus aici, am vorbit cu băieții ăștia, cred că ai fost și tu la masă. Băi, mi-e place de Bianca și de Ștefania, că nu știu, m-au întrebat. Mi-a plăcut la prima vedere așa fizic, vorbind că nu, că nu l-am cunoscut. Se duce el în casa fetelor, ba, pe cine am? Pe Bianca, cred că o invit, și pe Ștefania. Adică e clar, frate, că ai făcut un adis și te-ai și uitat la mine când ai spus asta. Păi știi? Da, pentru că noi doi am avut o discuție și știu că și tu mi-ai spus, și așa. Tu mi-ai spus de Bianca, că ți-ar place de Bianca. Da. Da. E, uite că așa a fost să fie, ca doamna Andreea să îi propună, că nu eu am invitat-o pe Bianca la dans, ci doamna Andreea a spus Biancăi să facem un dans, ai înțeles, și eu am acceptat. Păi n-ai zis că ai făcut cu Ștefania? Și cu Bianca și cu Ștefania. Ah, okay. Cu amândouă am făcut. Așa? Da. Înțelegi? După care s-a ales să fie și cu date-ul ăsta. Să înțeleg că de aici ați prins dușmănia asta nu, pe mine, că nu înțeleg, ferească Dumnezeu. Nu, nu, păi nu, bă, nu. Că Radu, tu i-ai spus lui, eu spun, spune păi, și de faza aia. Pe care, dragul meu, eu i-am spus în casă că mi-a părut, mi s-a părut mișto Bianca și Ștefania. Și cum m-a spus, tu te-ai dus acolo și Bianca și Ștefania în sus. Ca să mă enervez că te-ai și uitat la mine, și frate, pe canapea. Și nu stai așa, că poate noi ești singurul la care i s-a părut mișto. Băi, da, nu am spus asta și n-am nimic dacă se dă cineva sau dacă vorbește, că suntem toți aici liberi să ne cunoaștem. Ascultă-mă puțin, suntem toți liberi să ne cunoaștem, vorbim fiecare cu cine vrea. Da, și dacă normal. Persoana de acolo îi se îndreaptă către mine, dacă mie, de exemplu, îmi place de Bianca, se îndreaptă către mine, cred. Vorbesc cu ea și dacă... Cristi, eu ție ți-am adus aminte pentru că știu cum ai spus da, în casă. Da, am spus aici în casă, frate. Și eu ieri când am venit, spune că vrei am spus... să discuți cu el și pe tema asta. Adică da, dacă... da. Am zis, păi asta am spus lui, băi, mie nu-ți pare corect. Că stăm toți în aceeași casă și mi se pare normal să purtăm toate discuțiile. Dragul meu, eu cred că toți suntem în casă să cunoaștem indiferent de situație. Da, bun. Acum depinde și de fată în ce parte și îndreaptă privirea. Asta clar, de văzut. Clar. Da. Și dacă eu am beneficiat de chestia asta, să fie 4 voturi din 7 și să fiu liderul casei și să dansez și să mă apropii mai mult, iartă-mă, să mă apropii mai mult de Bianca, care, îți spun sincer, nu se știe. Voi avea și un date, poate o să mi se pară interesantă. Păi, da, asta am spus. Poate ne apropiem de o vârstă. De care vârstă, frate? Că Ștefania are 19 ani. Păi nu vorbesc de Ștefania. Și tu mai ai vorbit de vârsta ta a doua. Eu vorbeam de Bianca. Ai dansat și cu Ștefania, nu așa ai zis? Păi am dansat și cu Ștefania, bineînțeles, dar nu am invitat-o eu, frate meu, la dans. Dragul meu, nu am invitat-o eu la dans pe Ștefania. Nu știu, dragul meu, eu încă n-am văzut. Păi și atunci, de ce trageți concluzii dacă nu știți despre ce este vorba? Pentru că tu ai spus. Păi am spus că am dansat, pentru că așa, așa mi s-a sugerat. Mă crezi că dacă ziceam că îmi place de Iolanda, te duceai acolo? Deci, ce faci? Dragul meu, la vârsta mea, vreau să spun că la vârsta mea, îți spun sincer, la vârsta mea am avut destule femei, așa. Înțelegi, în care să, nu știu, să nu fac griji de potențialul meu. Nici spun sincer, nu mi-este frică de spun, vorbesc strict de tine, nu vorbesc de restul de băieți, nu-mi e frică de tine, că mi-ai putea fi un potențial concurent. Practic, oricum suntem concurenți pe bătaia fetelor. Dar nu mi-ar fi frică de tine în ceea ce privește, pentru că eu consider că sunt destul de matur în ceea ce înseamnă o relație. Nu vreau să nu vreau să îi hate, nu vreau să îi nume de rău. Deci nu vreau să fii supărat pe mine, nu vreau să fii. Dar eu cred că și chestiile astea vor veni de la sine. Deci trebuie să înțelegi niște aspecte. În primul rând, dacă băi, voi ați înțeles niște chestii legate strict de Bianca cu Ștefania? Nu, am spus faptul că eu dacă spuneam că îmi place de Iolanda, tu pe Iolanda o invitai acolo. Ce te face? Păi nu, uite, ții să te anunț că și pentru că Iolanda atunci când ai spus aici, și Iolanda Bianca și Ștefania, dragul, te-ai dat așa și te-ai uitat la mine. Încă o dată îți repet, eu nu sunt pentru multe de acolo. Crede-mă din suflet, eu mă cunosc pe mine. Ok, bun. Da, vorbesc la modul cel mai serios. Dar ce am și spus că nu vreau să mă grăbesc, nu vreau să mă grăbesc în ceea ce înseamnă o relație la adresa mea, pentru că eu nu vreau o relație aici, eu vreau o relație cu care să plec de aici. Dacă ar fi să fie ceva. Crede-mă, păi toți vrem asta, frate. Păi asta și acum ce vrei? Adică dacă eu am ocazia să, nu știu, să petrec mai mult timp acum cu Bianca, ești dușmănos pe mine? Nu sunt, frate. Stai puțin să vedem ce zice și Bianca. Asta spun.
Păi, de unde știi tu seama, că... dar... De unde știi tu că poate n-am dansat și eu cu Bianca? Păi da. Păi treaba voastră, frate. E treaba voastră. Eu mi-am împărtășit și ce am făcut cu ea. Dacă voi ați făcut asta, este secretul vostru. Ideea e tu să nu te crezi cumva superior prin simplu fapt că ai dansat cu ea. Poate toți am dansat cu ea. Nu e un lucru. N-ai făcut lucruri și din comun. Ca și cum să-ți crească ție calitățile de macho man. Dar nu e vorba de macho man, bă, aici e vorba de cap. Înțelegi? Dacă tu vrei să te dai macho man, să știi că nu câștigi nimic. Nu, tu cumva puțină... ai spus că multe fete din casă nu sunt pentru tine și că tu ai dansat cu Bianca și că nu știu. Dacă pentru mine și... le văd copilăroase sau le văd într-un fel anume, pentru mine nu, eu nu am nevoie de așa ceva. Înțelegi? E normal, frate, că am 19 ani. Cum să-mi fie copilăroas? Ștefania are 19 ani și cu ea îi vreau să le iau să le cresc, frate. Vreau cineva matur, chiar dacă păi poate are 20 frate, de ani. Corina are 29 de ani, 28, cât are? 27. Chiar dacă are 28, chiar dacă 18, 19 ani, 20, pot fi mature. Dar ce am și spus, fiecare cred că din noi vrem să le cunoaștem. Da. Nu să sărim pe toate. Poate nu o să placă de Bianca, că o văd, nu știu, paranoia, o văd, nu știu, nu-mi place, nu-mi place stilul ei, nu e feminină, să... nu e ceva, nu... Suntem este... liberi toți să cunoaștem, dar după cum am spus, tu, cred eu, părerea mea, la fel, e strict părerea mea, după ce... Am fost aici și am spus eu de Bianca și de Ștefania, tu în momentul în care te-ai acolo, Bianca și Ștefania și te-ai uitat așa peste canapea. Păi da, pentru că știu că tu mi-ai că spus... Că vezi fraiere, despre... ți-am luat-o, știi? Nu e adevărat, a fost genul. Ok. Dacă tu ai perceput-o așa, a fost doar o strict o chestie, frate, că până la urmă... Băi, ți-am spus, fii real. Numai dragul meu, că mi-ai spus de 7 ori, dragul meu, și ne frate, băi, nu se poate, mă, așa ceva. Fiți frate real, că dacă păi, jucați, dar eu sunt real, păi, frate, da, păi, eu n-am dat la actorie, tocmai tu ai dat la actorie, bă, că tu vrei să joci o chestie. Eu sunt la drept, frate, ce la actorie? Păi, la drept, băi, tu ai avut alea de actor. Păi... Deja începem să țipăm, să mor dacă te minți. Păi, nu, poate. Frate, dar se vede, mă crezi că eu sunt singurul, nu știu, până acum, poate o să zică și altcineva, eu sunt singurul care ți-a spus în față părerea mea. Dacă da, frate, e părerea ta. Poate tac din gură. E părerea ta. De acum încolo, crede-mă, o să încerc să fiu individual cu fiecare, să respect pe toți la fel individual cum am făcut până acum. Suntem într-o competiție, ai înțeles? Dacă vi s-a părut ceva, dacă vi s-a părut ceva la masă, referitor la stilul meu mai arogant sau mai știu eu ce. Ce ai zis exact? Mi s-a părut. Mi s-a părut. Dacă ți s-a părut, bro, eu îmi cer scuze. O să încerc să nu mai vi se pară la nimeni că aș fi arogant. Ai înțeles? Dar faptul că ți-am spus, nu am mâncat, oarecum nici nu m-am văzut în bucătărie, frate. N-ar fi trebuit să mă atacați dacă tu ai ceva cu mine. Ce s-a întâmplat? Te cunosc de el. Păi da, dacă tu ai ceva cu mine, faptul că eu am zis că dacă voi ați auzit că voi avea un date cu Bianca sau că am dansat cu ea și nu știu, vi s-a pus pata pe mine, nu vă înțeleg de ce ați face asta. Dar nu mă interesează, frate, că ai tu date. Du-s dar n-am zis asta, dar ai spus mai devreme că ți-am spus de Bianca și... Te-am spus de Bianca și gata, ai luat-o pe Bianca. Cred că dacă ziceam de Iolanda, da, o luai pe Iolanda. Da, pentru dragul că felul meu. Care cum te-ai uitat la mine. Dragul meu. Poate imit el? Da, te rog. Te rog, că deja m-am plictisit să văd Bianca. Hai să vedem dacă vă prindeți vreodată. E Bianca, știi, la casting, să trăiești, mamă. Haideți să imităm pe un alt personaj. Sau din băieți, să imităm. Da, da, da. Dar nu-i cunoaște așa bine. Poate de cât i-am cunoscut pe bine. Cum face doamna Ștefania? Hai că asta e bună! Asta... Și face stătoare așa, hai! Cum merg, ea, cum merg? Nu știu, pot să merg, că eu nu sunt așa slabă. Nu, tu ești foarte bine. Stai tu 6 pași, cum ai zis. Da, 6-7. Te duci mai întâi în dreapta, ai fost stânga. Și pozează, Dori, așa. Așa. Pozează. Ce mai facem un TikTok, ai evident. Foarte bine. Facem TikTok-ul. Deci te-am nimerit, da? Dar păcat că ți-am zis, că se prindea o după tăma, cât ești aia cu poz. Da, și ar fi ea. Ia-mi de pe ceaia. Ia-s curioasă. Bravo, Dori, cea mai bună. Nici așa, mă. Bravo. Te-am văzut de sus. Am sunt un model bun, așa că... Da, mă gândesc. Bingo! Bingo! Da. Așa fac voi! Ești un pic, trage aer în piept, mergi mai dreaptă, după aia te încolzi... Dar fă așa, fă un pic așa. Păi, da, așa, cred că nu știu cum mi-a ieșit. Trece, te gunde așa. Nu știu cum mi-a ieșit, dar am încercat ceva. Ce-am făcut? Vezi o dată? Ce-am făcut? Așa trebuie să imitați pe Kingo. Dar nu, altceva... Asta nu e nicio dată. Ce-ai zis Kinga? Stai puțin că și eu vreau să imit pe cineva. Hai, dacă ții... Cum ai zis?
mișcat. Știu că mergi așa foarte... Așa, mi-e așa, merg asta drept, mi-a rămas mie drept, în minte. Așa. Da, da, drept și mai încăpat, așa și mai nu pot. Coloane, da. Hai. Hai să, uite, imite cineva. Nu, vreau să-mi imiți un băiat, te rog frumos. Băiat? O să imităm un singur venit, băiat. Mi-a venit, mi-a venit. Dar doar după detalii, dacă am fost atent, o să ne prindem. Că altfel eu nici după nu mă cunosc. Vreau să trebuie să așa. Mă cupură, bă, mai. Așa de sus, așa. Cătălin, eram sigură că tu. Da, și am ghicit. Ok, nu, da. Nu, dar fiți un pic mai subtile, nu chiar dai tot. Acum eu sunt am ghicit. Da. Ha. Să beau și eu. Asta e. Oh, iartă-mă. Nu pot pe scările așa. Ok. Pot că scările. E spațiu. Ce faceți, fetelor? Mihai, Mihai. Hai, 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 Mihai. Hai,